Bună, dragilor! Pregătiți pentru încă un desert nemaipomenit de gustos, în frumoase straturi delimitate de o cremă aerată și un jeleu parfumat, iar glazura ciocolatoasă ne cucerește, completând perfect acest deliciu. Dar haideți cu mine să vedeți cât de simplu se poate pregăti. Încep cu blatul, pentru care avem nevoie de aceste ingrediente. Într-un bol încăpător voi pune albușul, iar în celălalt gălbenușul. Repet acești pași până voi separa toate ouăle. Pun praful de sare peste albușul și mixez la viteză mare până voi obține o spumă lejeră, moment în care adaug zahărul treptat și mai mixez până voi obține o bezea mai fermă. Cam așa. Putem opri mixerul, îl dăm deoparte. Continuăm cu untel. Voi pune gălbenușurile peste bezea și încep să omogenizez ușor de jos în sus. Încorporez făina toată deodată, pe urmă adaug și praful de cacao. Simplu! Amestecăm iarăși cu telul de câteva ori, pe urmă voi integra și uleiul, laptele, esența de vanilie. Nimic complicat! Mai omogenizez încă puțin și compoziția noastră este gata, însă înainte mai amestec cu spatula. Împart această compoziție în două tăvi, aproximativ în egală măsură. Dacă nu aveți două tăvi, puteți să coaceți doar într-o tavă, apoi tăiați blatul pe jumătate. Introduc tăvile în cuptorul preîncălzit la 160 de grade pentru 20 de minute sau până când trece testul scobitorii. Când s-au copt, le voi lăsa complet să se răcească, apoi curăț suprafața acestora folosind lama unui cuțit. Destul de simplu, nu-i așa? Arată mult mai bine. Pufoase, miros foarte, foarte bine. Voi pune un blat în tava în care l-am copt, înconjurat de folie de acetat. Trec mai departe și pregătesc musul cu ciocolată albă și cremă de brânză. Folosesc cremă Philadelphia, însă puteți folosi orice cremă de brânză doriți. Hidratez gelatina cu apă rece, amestec și las în repaus cam 10 minute. Torn frișca fierbinte peste ciocolata albă ruptă în bucăți și amestec până se topește. Puteți să o topiți și pe foc mic, însă atenție să nu dea în clocot. Las să se mai răcorească puțin, doar să fie călduță. Atunci voi topi gelatina în cuptorul cu microunde 10 secunde, să nu dea gelatina în clocot, da? Și amestec în compoziția călduță. Acum voi mixa frișca rece împreună cu crema de brânză Philadelphia. Ambele sunt reci. Iar când se formează primele valuri, voi adăuga zahărul pudră și mai mixez încă puțin. Nu foarte mult, pentru că ne dorim să obținem o cremă fermă. Bun, este momentul să amestec cele două texturi. Ciocolata albă călduță cu frișca rece, aromatizez cu esență de vanilie și mai mixez de câteva ori, da? Deci nu foarte mult, până se vor omogeniza toate ingredientele. Împart musul obținut în două boluri, aproximativ în egală măsură, însiropez blatul ciocolatos cu sirop vanilat, apoi voi pune compoziția dintr-un bol, da? Deci crema obținută mai devreme, pe toată suprafața sa. Întind foarte bine într-un strat cât mai drept și introduc tava în congelator pentru 20 de minute, timp în care pregătesc jeleul de smeură din aceste ingrediente. Se realizează foarte simplu. Începem prin a hidrata gelatina cu apă rece, amestecăm și lăsăm în repaus cam 10 minute. Fructele cu zahărul le voi pune pe foc mic, amestecând în continuu cam 2 minute. Da, deci fructele se vor înmuia și zahărul se va topi. Amestec și las să se răcorească cam 5 minute. După 5 minute am topit gelatina în cuptorul cu microunde 5-6 secunde, să nu dea în clocot gelatina, și am amestecat-o peste fructe. Torn geleul astfel obținut, este călduț încă, pe toată suprafața musului deja ferm, introduc tava în congelator pentru încă 10 minute.
Între timp, nu uitați să mai amestecați în crema din bolul în care a rămas. Nu se va întări așa ușor, da? Însiropez și blatul ciocolatos, la fel cu sirop vanilat. Acum au trecut cam 10 minute, s-a întărit destul de bine jeleu, astfel încât voi pune și crema din bolul care l-ați văzut mai înainte. Întind crema, tot așa, într-un strat cât mai drept, să fie cremă peste tot, după care voi așeza blatul pe deasupra cremei. Las prăjitura în congelator pentru o jumătate de oră, iar după o jumătate de oră voi pregăti glazura de ciocolată. Se realizează foarte ușor din aceste ingrediente, toate sunt împreună într-o crăticioară și o voi pune pe foc mic, amestecând, până se vor integra, deci se vor topi și voi obține această textură. O voi transfera într-un bol și voi lăsa glazura 5 minute să se răcorească, iar după 5 minute o voi pune direct pe prăjitură. Întind foarte bine și las de data aceasta în frigider tava cu prăjitură peste noapte. A doua zi am tăiat extremitățile prăjiturii, cât de bine arată. Vă sfătuiesc ca de fiecare dată, lama cuțitului este foarte important să o țineți în apă fierbinte câteva secunde, o ștergeți cu un șervet uscat, astfel tăiați fiecare bucățică de prăjitură în parte, obținând laturile curate. Și este foarte ușor de pătruns în glazură, da? Deci, dacă este făcută cum trebuie, nu veți avea probleme. Prăjitura noastră este gata de a ne delecta simțurile. Vă pot spune că acest desert va cuceri atât prin eleganță, finețe, cremozitate, dar mai ales prin gustul său irezistibil, perfect echilibrat. Cu siguranță ne va bine dispune toate simțurile și ne vom felicita pentru această minunată alegere. Aștept cu nerăbdare să o văd și pe mesele voastre. Astfel vom bucura cât mai multe persoane dragi. Nu uitați să vă abonați pe acest canal pentru a putea vedea cele mai noi și mai bune inspirații cu pasiune și savoare. Pe data viitoare, dragilor, și numai bine vă doresc! Pa, pa!